citesc la 3 și la 4. Depinde unde avem de mers, da? Niciodată mai târziu de 4. Și oboseala, aș spune cuvântul, semnele tinereții de asemenea, Dumnezeu să ne întărească, amin, și să lase o revigorare, amin, și în vasele acestea de lut, pentru că în ele purtăm această comoară nemaipomenită. Lăudat să fie Domnul! Pe scurt, câteva gânduri din pilda pe care a dat-o Domnul Iisus. Luca, capitolul 13, de la versetul 6. Cu toții cunoaștem pilda aceasta pe care a dat-o Domnul Iisus. Pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. De mult cunoaștem pilda aceasta, învățătura aceasta a Domnului, și aș vrea ca în seara aceasta, în câteva gânduri, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al Domnului, această învățătură să fie pentru noi o hrană binecuvântată. Amin. Domnul Iisus Hristos, când a vrut să facă de cunoscut ucenicilor învățături profunde, întotdeauna a folosit stilul acesta literar. S-a folosit de o parabolă, de o pildă. De ce? Poți să folosești o pildă, adică folosind obiecte, folosind oameni sau alte lucruri, ca să poți explica o învățătură profundă. Ca ucenicii să înțeleagă în mod profund dorința care era în inima lui Iisus, dar și în inima Tatălui, cu privire la viața lor, a ucenicilor, le-a dat această pildă cu acest smochin neroditor. Pentru că Domnul a ales 12 și ca să-i facă să înțeleagă de fapt care este scopul uceniciei, Domnul îi dă pilda aceasta și le zice, dragii mei, eu v-am ales pe fiecare din voi. Dar nu uitați, voi trebuie să ajungeți la o statură. Voi trebuie să vă însușiți învățăturile împărăției, ca apoi să fiți oamenii care ne duce mai departe învățăturile acestea și prin voi, în învățătura împărăției, să se răspândească pe tot pământul. Domnul le-a dat pilda aceasta să-i responsabilizeze. Vă întreb, credeți că le-a fost ușor când au auzit cuvintele acestea? Când au auzit pilda aceasta cu privire la ce trebuie să fie viața unui credincios? Nu-i așa că de multe ori se creionează un Dumnezeu plin de îndurare, plin de dragoste și uneori îl avem în imagine pe Dumnezeu ca un bunicuț, ca un bunic, atât de iubitor, iubăreț cu nepoții și atâta îi pupă și ia în brață și vai să nu se întâmple ceva. Uneori ne place imaginea aceasta. Să avem un Dumnezeu atât de iubitor încât să ne tolereze toate greșelile, toate căderile, toate păcatele și atunci când îi mai gravă situația, să zică nu-i nimic. Mergi înainte. O astfel de pocăință ieftină, vreau să vă spun că n-ar rodi un rod după voia lui Dumnezeu. Și în pilda aceasta aș vrea să ating două aspecte fundamentale care, dacă le vei înțelege,
tu vei aduce un rod binecuvântat în biserica lui Dumnezeu și rodul acesta îl va proslăvi pe Dumnezeu. Vine Domnul Iisus și dă pildă aceasta și spune că un om avea în grădina lui, în via lui, un smochin. Ce interesant, că în loc să se ducă la vie, zică, domnule, este un singur pom. Via era mult mai mare. Și în loc să se uite la vie, să fie preocupat, rodul mult mai bogat, se oprește la smochin. Păi și-am zis și noi, ce caută smochinul în vie? Pe cine să simbolizeze? N-am să vă spun, căutați în Biblie, dar vreau să vă spun că smochinul acesta, din pasajul acesta, ne poate reprezenta pe noi toți. Pe fiecare în parte. Și spune cuvântul Domnului că vine stăpânul viei. Și zice îngrijitorului, auzi, de 3 ani de zile caut rod în el. Vă întreb, o greșit stăpânul viei vremea? O venit primăvara când nu era rod? Credeți că Dumnezeu, când ne cercetează și așteaptă rod de la noi, greșește vremea rodirii? Nu-l găsim aici pe stăpân să zică, sau pe îngrijitor, auzi stăpâne, știu că ești stăpân și tu faci ce vrei, dar nu te supăra, vine la toamnă. Nu-i vremea rodului. Vreau să vă spun, frați și surori, căci Dumnezeu nu greșește vremea cercetării. Aleluia. Nu greșește vremea cercetării. Ci din pasajul acesta, noi trebuie să înțelegem acest adevăr. Acest adevăr. Și acum aș vrea să ne punem o întrebare. Când Domnul te-a cercetat, a găsit rod în tine, a găsit rod în mine. Care este starea noastră în ce privește rodirea în casa lui Dumnezeu? Și nu doar în casa lui Dumnezeu. Că se pare că sunt unii creștini care rodesc doar în biserică. Ați găsit din ăștia? Le place să cânte, le place să îndemne, să predice, eu știu, alte lucrări. Dar să mai aude câte un vuiet. S-au mai mers pe urma pașilor lor prin vale. Și se vede și se pare că urmele nu sunt tocmai plăcute lui Dumnezeu. În adunare ne place să rodim, să ieșim în evidență. Dar în familie avem un alt rod. Rodim altceva. La locul de muncă rodim altceva. Ce rod este în viața noastră? Și atunci stăpânul îi spune îngrijitorului, auzi, de 3 ani de zile, m-am tot întrebat, Doamne, cât să dureze copilăria aceasta duhovnicească? Pentru că sunt unii care s-au întors la pocăință de 20, de 30 și de 40 de ani. Și nu rodesc deloc. Doamne, încă nu sosit vremea rodirii, uitați-vă că în pasajul acesta Domnul ne arată cât durează vremea aceasta. Pentru că Pavel, la un moment dat, spune, când eram copil, gândeam, judecam, vorbeam, aveam viziunea unui copil, dar când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Am lepădat ce era copilăresc. Uitați-vă la Iisus, i-a ales pe cei 12, nu? Și câți ani i-a purtat cu el? Ați înțeles? Domnul are pretenția aceasta de la noi, ca noi să aducem multă roadă. Prin aceasta, Tatăl meu, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, va fi proslăvit. Doamne, dă-ne puterea aceasta de a rodi un rod după voia lui Dumnezeu. Domnul, în primul rând, Dumnezeu vine la vremea potrivită, când e vremea rodului, slăvit să fie numele Lui. Și în al doilea rând, El dă răgaz omului să crească, să se maturizeze și să aducă rod.
Oare nu a fost îndurător Dumnezeu cu noi? Amin, Doamne, slavă. Nu ne-a dat Dumnezeu destul timp răgaz în care pomul nostru să alege rod? Mulțumim, Doamne Iisuse. Isaia, capitolul 5. Spunea Dumnezeu prin prorocul: am ales o vie mănoasă de soi. Am sădit-o, dar înainte să o sădesc, spunea Dumnezeu, am ales un pământ bun, l-am curățat de pietre, i-am pus de jur împrejur un gard, i-am sădit un tur și un teaz. Și am sădit-o acolo. Și așteptam vremea rodirii, spunea Domnul. Domnul ne-a creat toate condițiile ca noi să rodim. Toate condițiile. Noi nu putem să spunem astăzi: Doamne, eu te-aș fi urmat cu toată inima. Doamne, eu te-aș fi slujit cu toată ființa mea. Doamne, eu aș fi fost un pocăit exemplar, dar, Doamne, tu vezi condițiile, prigoniri, Doamne, la adunare nu prea puteam să merg. Trăim noi astfel de vremuri? Nu. Avem toate condițiile. Toate condițiile ca noi să rodim pentru gloria lui Dumnezeu. Oare cum vom putea sta noi în fața lui Dumnezeu în ziua judecății, alături de frații din China, alături de frații din Asia, alături de frații din țările arabe, care se închină pe ascuns? Și mulți din ei plătesc cu viața. Cum vom putea sta alături de ei? Pentru că noi am avut peste 70 de ani de libertate și de pace. Ce până la doilea război mondial încoace. Un timp atât de prielnic, de favorabil, în care Dumnezeu a tot turnat ploile lui binecuvântate peste noi. Și așteptat să aducem rod. E vremea cercetării noastre. E vremea cercetării Bisericii lui Dumnezeu. O îngăduit Dumnezeu pandemia să ne trezească, să ne scuture, să ne responsabilizeze, să ne aducem aminte că avem un suflet și că suntem vremelnici pe pământ. O îngăduit Dumnezeu ciuma aceasta și mulți s-au cutremurat și au zis, m-au sunat frați, surori și au zis: frate Cornel, roagă-te, că nu știu dacă mai apuc ziua de mâine. Uitați-vă că Dumnezeu a dus din nou popas și începem să răsuflăm ușurați. Oare ne vom vedea din nou de drumul nostru, de preocupările noastre? Sau ne vom preocupa de sufletul nostru? Cercetează-ne azi, Doamne, cercetează-ne azi. O vreme prielnică. Aleluia. Un loc binecuvântat. Condiții binecuvântate. Și Stăpânul a zis îngrijitorului: toate condițiile, un pământ bun, de ce n-a adus rod? Sunt două aspecte importante. Locul pe care tu îl ocupi astăzi și rodul. O să vă spun că Dumnezeu este interesat de locul în care tu ești în trupul lui Hristos. Ca mătular în trupul lui Hristos, tu ai o poziție importantă. În economia trupului lui Hristos, ca mătular, tu nu ești ceva nesemnificativ. Aleluia. Poate cum uneori îți spune diavolul în mintea ta: dar cine ești tu în biserică? Nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă? Vreau să-ți spun, nu cum îți spune poate mintea ta, sau vreun duh care te desconsideră. Vreau să spun că tu ai o importanță majoră în ochii lui Dumnezeu. Aleluia. Știți, la un moment dat Acan, când a văzut atâta bogăție, s-a uitat la cea mai tare de șiniar, la placa aceea de argint, și a zis: care e problema? Ce sunt eu în Israel? Și le-a luat și le-a băgat în cortul lui, le-a ascuns acolo și s-a dus și s-a înfățișat și el. Și la un moment dat pornesc vitejii lui Israel
împotriva cetății Ari. Și la un moment dat a fost acolo o discuție, o consfătuire și bătrânii lui Israel au zis, băi Iosua, n-are rost să obosești tot poporul. Cetatea aia e o cetate mică. O mână de viteș vor birui cetatea. Și plin de încredere, plin de nădejde, pornesc împotriva cetății. Și la un moment dat, spune cuvântul Domnului, au ieșit bărbații din cetatea Ai, au început o luptă. 36 de viteși al lui Israel cad morți în luptă. Inima poporului este ca apa, spune Evanghelia. Iosua și toți bătrânii își sfâșie haina, se acopere cu țărână și de dimineață până seara stau înaintea lui Dumnezeu într-o stare de jale și de întristare. Doamne, de ce? Și vine sorțul. Vine vremea cercetării roadelor. Și Acan spunea, mare este poporul Israel. Ce sunt eu? Eu sunt nimic. Sunt un nimeni în mulțimea asta. Și începe sorțul. Pe seminție, pe familie. Pe familie și apoi cade pe familia lui Acan. Și vine Iosua și vin bătrânii și spun, mărturisește fiule, dă slavă lui Dumnezeu și noi. Poate și tu spui la fel ca și Acan. Cine sunt eu în mulțimea aceasta? N-am nicio valoare, nu se împiedică nimeni în mine. Se poate și fără mine, sau se poate și așa. Vreau să spun, frate și soră, căci viața ta ascunsă, cu planurile tale, cu păcatele ascunse, cu lucrurile duplicitare în care trăiești, sunt o piedică reală în înaintarea Bisericii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu tace o vreme. Nu înseamnă că tu trebuie să continui, ci înseamnă că trebuie să pui hotar vieții tale și să te întorci cu fața la Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne. Acolo a crezut că se poate ascunde în mulțime. Doamne, dar a venit vremea căutării rodului. Și când a căzut sorțul pe familia lui, a trebuit să mărturisească tot. Și care a fost rezultatul? Tăierea. Ce găsește Domnul astăzi în pomul tău, în viața ta, în familia ta? Spune cuvântul Domnului în psalmul 1 și vreau să dau citire la acest cuvânt al Domnului, câteva versete doar. Uitați ce spune cuvântul Domnului despre omul care se teme de Domnul. Omul care este asemănat cu un pom roditor. Un om după inima lui Dumnezeu. Uitați-vă care este atitudinea unui om credincios, a unui bărbat sau unei femei credincioase lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Spunea Duhul Domnului cu câteva săptămâni în urmă, eram la Elim și era mare frământare că vine valul nu știu care, că va fi obligatoriu și una și alta, știți povestea. Și la un moment dat, Duhul Domnului spune în felul următor. Spune poporului, pentru ce caută lumina în întuneric și pentru ce aleargă la sfatul muritorului, dând la o parte cuvintele vieții. Și aici spune cuvântul Domnului că omul care este după inima lui Dumnezeu, omul care își aduce rodul la vremea potrivită și este un rod plăcut lui Dumnezeu, în primul rând, nu se duce la sfatul celor răi. Nu se duce la sfatul celor răi. Ci pentru el, cel mai scump lucru este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este scris și un om duhovnicesc înțelege lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Ori sfatul celor răi nu este puterea lui Dumnezeu, ci este puterea întunericului. Pentru că e scris, înțelepciunea este de mai multe feluri. Este firească, lumească,
drăcească și duhovnicească, dar rămânând la cele trei, firească, lumească și drăcească. Ei, așa este și sfatul celor răi. Dar primind un astfel de cuvânt în viața ta și practicându-l, vreau să-ți spun că tu nu vei rodi un rod după voia lui Dumnezeu, ci vor fi roade, fie firești, lumești sau drăcești. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu. Dar cei ce primesc cuvântul Domnului și le place și iubesc sfatul lui Dumnezeu, stă scris cuvântul lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Și când eu primesc cuvântul lui Dumnezeu în viața mea și îl las să opereze și să lucreze în mine, păi va fi un rod duhovnicesc, dumnezeiesc. Mărit să fie numele Domnului! De ce? Pentru că eu nu voi robi prin puterea mea, ci prin puterea cuvântului Dumnezeu care operează în mine. Mărit să fie Domnul! Ce lucrează în tine în vremea aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu? Înțelepciunea lui Dumnezeu? Sau alte lucruri? Înțelepciune firească, lumească sau drăcească? Doamne, dă-ne lumină și înțelepciune. Și apoi spune, nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Nu se oprește. Ne oprim? Păi ce legătură este între Hristos și Belial? Ce legătură este între lumină și întuneric? Niciuna. Niciuna. Și atunci, în viața noastră, de ce uneori este? Și căutăm așa să creăm noi zona gri. Știți, noi, prin înțelepciunea noastră omenească, amestecând cele două lucruri, lumina cu întuneric, care, de fapt, în realitate, ele niciodată nu se vor contopi, ele va rămâne întuneric, întuneric, și lumina, lumină. Că așa l-a făcut Creatorul din Geneza. Dar noi căutăm să creăm o zonă de mijloc, confortabilă firii. Și spunem noi, zona gri. Și aici, aici se acceptă și câte un păhărel, mai și câte o țigară din când în când, ba câte un film, ba muzică de nu știu care, ba o închinare nu știu cum, ba prietenii cu nu știu care. Și astea sunt în zona gri. Dar asta înseamnă să te oprești pe calea celor păcătoși. Și omul când iubește calea păcătoșilor, pe de o parte nu străcuge tu luminat de Duhul lui Dumnezeu, dar pe de o parte este dragostea către lume. Și atunci caută să le îmbine cu cumva, cumva să stâmpere și conștiința, dar cumva să stâmpere și dorul inimii pentru lume. Un credincios adevărat, un credincios veritabil, nu se oprește pe calea păcătoșilor. Doamne, dă-ne putere. Amen. Și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Ați observat această devenire, această coborâre, mai întâi sfat, oprire și apoi așezare pe scaunul batjocoritorilor. Știți că diavolul nu vine deodată cu lucruri grozave, pentru că creștinul s-ar speria. Dar el vine cu lucruri mărunte. Azi un sfat, dar ce mai face? Știți, diavolul vine mai întâi așa, ca Eva. El respectă șablonul. Șablonul. Diavolul are mereu un șablon. Și atunci ca la Eva. Nu, numai un pic așa s-o opri la sfat. Și știți ce a zis șarpele? Oare a zis Dumnezeu? Când vine diavolul sau omul lumesc, firesc, sau cel cu o înțelepciune drășească, primul lucru va pune sub semnul întrebării, știți ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Va pune sub semnul întrebării mai întâi cuvintele lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Știți de ce?
să te îndoiești de ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Să te îndoiești că ești copilul lui Dumnezeu. O altă întrebare. Când Iisus a fost dus de Duhul în pustie, să fie ispitit timp de 40 de zile și 40 de nopți, după ce o flămânzit, diavolul nu vine la tine când ești sătul spiritual. Când ești plin de Duhul Sfânt. El te așteaptă până flămânzești, până apare criza. Că uneori Dumnezeu îngrăbuie să trecem și prin momente de criză. Știți de ce? Să ne vadă Dumnezeu năzuința inimii. Încotro ne duce în momentul de criză. Și l-a așteptat diavolul pe Iisus până a flămânzit. Și-a venit la el. Și ce întrebare i-a pus? Dacă ești, ce? Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești. Să te îndoiești de identitatea care ți-o dat-o Hristos? Și unii se întreabă, după 20-30 de ani de pocăință, Doamne, mai sunt copilul tău? Doamne, voi fi mântuit? Sau nu voi fi mântuit? Am stat de câteva ori la căpătuiul unor frați și surori care erau mai mult dincolo decât în lumea aceasta. Și unele din aceste întâmplări au fost foarte dramatice. Mi-aduc aminte de un frate din Ucraina, eram acolo cu ani în urmă. Era pe patul morții și a fost o dorință a familiei să venim la fratele, avea 92 de ani. Și la un moment dat, stătea liniștit, era în lumea lui. Și odată se tulbura și începea să plângă și se cutremura și nu ne-au ridicat și a mers lângă el. Frate, Dumitru, dar ce se întâmplă? Și întorcea fața într-o parte, plângea în urmă și spunea, oare voi fi mântuit? După 92 de ani să te întreb dacă sunt mântuit. Și am întrebat pe frații din casă, copiilor, de câți ani de zile la pocăință? Și a rămas fără cuvinte, 54 de ani. După o viață de pocăință, de alergare, să nu știi cine ești? Să te îndoiești că ești copilul lui Dumnezeu? Să te îndoiești de mântuirea lui Dumnezeu? Să te îndoiești de viața veșnică? Ori nouă Dumnezeu ne-a dat o încredințare deplină, o încredere de nezguduit, noi suntem ai Lui. Măriți să fie numele Domnului. Știți când apar îndoielile? Când noi acceptăm sfatul lumii. Da. Când stăm la sfat cu lumea. Când avem anturaje periculoase, păcătoase. Când ne oprim pe calea lumii. Și apoi mai sunt unii care spun, hai să mai stăm la o poveste, hai la o cafea. Dar pe calea lumii, într-un anturaj greșit, păcătos. Și când te așezi pe scaunul acela, spune Evanghelia, scaunul batjocoritorului. Și aici, primul care ești batjocorit, ești tu. Te batjocorește diavolul. Ca odinioară pe Eva. Oare o zis Dumnezeu? O, Doamne Iisuse. De multe ori râde diavolul de noi, că ne clătinem atât de ușor în credință. Ori noi ar trebui să fim puternic înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne îndoim de chemarea care ne-a făcut Domnul, de mântuirea Lui. De faptul că ne-a iertat, că ne-a scris numele în cartea vieții. Și chiar dacă la noapte am trece în veșnicie, să fim plini de încredere, sunt al Lui. Aleluia. Doamne, întărește-ne în credință. Amin. Și apoi spune cuvântul Domnului, ci își găsește plăcere în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Știi cum poți să ieși biruitor din cursele acestea ale diavolului? Cugetând la legea lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, la cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ești fiul lui Dumnezeu? Poruncește Petru să se facă pâine. Este oferta diavolului. Când ai ajuns în vreme de criză, vei accepta? Te vei compromite? Sau vei rămâne fidel lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. La vremea lui. Și vreau să vă zic, Dumnezeu știe când e vremea lui. Știe când e vremea ta, când e vremea ta, când e vremea ta, când e vremea mea, când e vremea noastră a fiecăruia, El știe. Și vine la momentul potrivit. O venit la pomul acesta, la smochinul acesta și o venit la vremea lui. Căci Dumnezeu nu găsește vremea și nu a găsit rod. Dar aici spune cuvântul Domnului că adevăratul creștin, creștinul responsabil, creștinul care se teme de Dumnezeu, păi creștinul care se teme de Dumnezeu nu se oprește la sfatul celor răi. Pentru că prin atitudinea aceasta eu îți fidez pe Dumnezeu. Îl întristez pe Dumnezeu. Și un creștin responsabil, un creștin care iubește pe Domnul, știi ce spune? Dar nu-mi permit așa ceva. L-aș întrista pe Domnul meu. Și Domnul meu nu merită să-i facă așa ceva. Păi un creștin responsabil nu se oprește pe calea păcătoșilor. Pentru că spune, l-aș întrista atât de mult. Și nu merită Domnul așa ceva. Și El este ca un pom sădit lângă izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui. Că zice, spune, și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Măriți să fie numele Domnului. Creștinul care, când începe o lucrare, duce la bun sfârșit. Dar știți, când eram încă copil tânăr acasă la părinți, în grădină, aveam vreo câțiva zeci de pomi fructiferi. Și interesant, tare m-am minunat de un cais, lega rod, era plin de floare. Și ziceam lui tati, o să avem caise de la pomul ăsta deosebit. Și tati spunea, vom vedea. Dar cum vom vedea, tati? Doar toată floarea aia trebuie să lege rod, nu? Măi, în teorie așa ar trebui să fie. Vom vedea în practică. Și trecea vremea și lega puțin rod și mai trecea poate o lună și ceva și se usca tot. Ăsta nu ducea la bun sfârșit ceea ce a început. Și aici vorbește de creștinul responsabil care tot ce începe duce la bun sfârșit. Omul pe care te poți bizui. Omul pe care dacă îl pui într-o slujbă se ține de slujba lui. Nu-ți faci, nu-ți pui semne de întrebare, bă. Oare nu o face pocăința de râs? Măi, oare nu o să aducă prejudicii bisericii? Oare nu ne-am pripit că l-am ordinat prea repede? Oare nu a fost prea tânăr că l-am acceptat în comitet? Oare nu a fost prea tânăr că l-am pus să slujească? Ce se poate spune în dreptul tău și în dreptul meu? Că tot ce s-a încredințat îi duce la bun sfârșit? Doamne ajută-ne! Știți că ne așteaptă veșnicia. Și va veni o zi a judecății, o zi a răsplătirii. Când fiecăruia dintre noi se va da după ceea ce am făcut. Pentru numele Lui. Doamne, ajută-ne să aducem un rod bogat. Amin. Și închei cu un alt cuvânt al Domnului, Ezechiel 47. Aici, Ezechiel, prin Duhul, vede o realitate duhovnicească. Și nimeni nu poate să vadă realități duhovnicești decât prin Duhul lui Dumnezeu. Dar oamenii care vor rămâne lângă Dumnezeu și care se tem de Domnul și iubesc pe Domnul, vreau să vă spun că Domnul le deschide ochii să vadă realități duhovnicești. Le deschide mintea, le unge mintea ca ucenicilor. Ca să înțeleagă Scriptura. Mărit să fie Domnul. Și vede un râu care e izvorat de unde? De sub? Pragul casei lui Dumnezeu. Și vine un sol a Domnului, măsoară 1000 de coți și spune cuvântul Domnului Ezechiel, intră în apă. Și intră Ezechiel în apă, până unde? Până la crește. Până la crește. Și mai măsoară 1000 de coți și intră până unde? Până la genunchi. Și încă 1000 de coți. Și până la șolduri. Și mai măsoară 1000 de coți. Și o dat de apă adâncă. Și aici a trebuit să înnoapte. Frați și sălor, ce vreau să spun? Umblarea cu Dumnezeu
Umblarea cu Dumnezeu te va duce la o profunzime duhovnicească deosebită. Dar dacă de 20 de ani ești pe calea Domnului, sau de 30, sau de 10, sau de 5, și tot apă până la glezne, vreau să-ți spun că tu stagnezi, tu nu propășești. Dumnezeu vrea să ne ducă la apa adâncă. Amin. La apa adâncă, știți de ce? În cele trei măsurători, și vorbeam de cei trei ani în care Domnul așteaptă rod. Domnul îngăduie o vreme și vremea aceasta e trei ani. Din punct de vedere spiritual, poate la unii, din punct de vedere firesc, o fi șapte. Sau cinci, sau patru, Domnul știe. Dar sunt trei vremi. Toate cele trei măsurători au un lucru care se regăsește în fiecare măsurătoare. Un punct comun. Știți care era? Pământul de sub tălpile lui Ezechiel. Și știți că Domnul nu-i mulțumit? Noi de multe ori ne mulțumim. Măi, să înapă până la glezne, măi. E casa Domnului, puterea Domnului, e lucrările Lui. Și unii să mulțumesc înapă până la glezne. La apă mică. Alții mai merg un pic. În 1000 de coți. Și apă până la genunchi. Aici e vorba de creștinii care deja iubesc rugăciunea, îi apă până la genunchi. Își pleacă genunchi, știu să se zmerească. Ei deja pe o cale bună, pe un făgaș bun. Dar totuși, temelia lor este pământul. Alga râului. Și solul mai face o măsurătură. Și apa era până la șolduri, până sub suori. Și aici deja e apa mai mare. Experiențe frumoase cu Dumnezeu. Știți, să urcă Domnul în corabia lui Petru și zice lui Petru, depărtează-o puțin de la mal. Puțin, nu mult. Puțin. Puțin de la mal. Și se ridică Domnul în corabie și predică Evanghelia. Și după ce Domnul a găsit Aminul, care și eu îl voi găsi cât de repede, la un moment dat se întoarce către Petru și zice Petre, du corabia la unde? La adânc! La adânc! Între noi și lume, au vrut să-i zică Domnului Petru, trebuie să fie separare. Despărțire. Și-au zis, un pic de la mal. Depărtează puțin corabe de la mal. Dar apoi, după ce a ascultat Petru cuvintele Domnului, le-au auzit și cei de pe mal, le-au auzit și el și le-au însușit. Nu i-au zis, Doamne, dar nu te uiți la ceas. Doamne, de-o fi din schimbul de noapte. Doamne, strudit, tătă noapte m-am strudit. Pe mine m-ai găsit. Numai eu spun de jertfă. Petru a tăcut. Și omul care, creștinul care iubește pe Domnul, iubește cuvintele Domnului. Prețuiește prețența Domnului. Și l-a ascultat pe Domnul Iisus. Și la mâine se întoarce Domnul spre Petru și zice, Petre, acum nu-i doi. Corabia la adânc. Și zice, aruncă vreaja în partea dreaptă. Doamne, toată noaptea ne-am trudit. Dar, e o diferență aici. E o diferență. La cuvântul tău voi arunca mreaja. La cuvântul tău. A fost o vreme când l-a aruncat la cuvântul lui. La părerea lui Andrei, a lui Iacob, a lui Ioan. Că ne sfătuim ca oameni uneori. Dar mi-e minunat că să zicem, Doamne, la cuvântul tău. Aleluia! Dar cine e creștinul acesta? E creștinul care cugetă zi și noapte la legea lui. A Domnului. Ei, când te rezemi pe cuvântul lui, atunci poți să zici, la cuvântul tău voi face cu tare lucru. Din pricina aceasta, apostolii au putut să zică întotdeauna, în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Că învăța Petru ce înseamnă să te bizui pe cuvântul tău sau pe cuvântul altuia. Și ce înseamnă să te bizui pe cuvântul lui Hristos. Mări să fie numele Domnului. Unde ești? La apă mică sau la adânc? Știți că Domnul vrea să ne ducă pe toți la adânc?
La apă mare. Pentru că nouă ne place să fie pământul sub picioare. Doamne, și în apă, adică și spiritual, așa un puțin tel, dar totuși să nu pierdem contactul cu lumea. Și uitați-vă că la afacerea măsurătoare a trebuit Ezechiel să dea din mâini, că dacă nu se neca. Numai, a dispărut pământul de sub picioare. Să facă Domnul în seara aceasta să le dispară pământul de sub picioare. Amin. Și să ne poarte Domnul prin Duhul să putem descoperi realități duhovnice la vin cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, amin, și pe noi. Amin. Și atunci când va veni vremea cercetării, că e azi, că e mâine, că e poi mâine, la tine sau la mine, sau la fratele Iulian, sau la ceilalți frați, să găsească Domnul rob bogat. Amin. Amin? Amin? Pentru că vreau să știți, Dumnezeu este interesat de rod și de loc. Locul pe care îl ocup este un loc cu responsabilitate. Și închei cu ce au zis Iisus, Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Eu sunt vița, voi sunteți? Orice mlădiță care este în mine. Aleluia. Și aici noi toți, aici este lucrarea de mântuire. Măi, ești în Hristos, ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și noi spunem, mărit să fie Domnul, suntem în Hristos, suntem mântuiți. Dar uitați-vă că Iisus continuă, virgulă, dar orice mlădiță care este în mine, și Domnul nu contestă că nu ești mântuit, că nu ți s-a scris numele în cartea vieții, că nu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt, Domnul nu contestă. Dar se întâmplă ceva. Și n-ar vrea să se întâmple în dreptul niciunui dintre noi. Dar orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, eu nu înțeleg aici. Este un paradox. Să fim Hristos, El care este izvorul vieții. Aleluia. Și să nu rodești? E posibil? Să fim Hristos și să n-aduci roadă. Știi ce a zis Iisus? Nu zic eu. Și nu a zis-o nici marele apostol Pavel, a zis-o însă și Iisus. O taie! O taie! Nu zis! Păi lasă să fie acolo la număr, mă. Decât să populeze iadul, mai bine raiul. Nu! Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Ți-o creat toate condițiile ca tu să poți aduce un rod bogat. Ți-o pus gunoi la rădăcină. Apă la vreme potrivită, soare, căldură, totul. Căci Dumnezeu a zis despre Israel, viei, ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut. El o taie și o aruncă afară. Se usucă și îi se dă foc. Vreau să vă spun aici. Se poate vorbi de mântuire? Dar orice mlădiță care este în mine și aduce roadă. Și vreau să subliniez și să rămână în inima noastră. Nu sunt cuvintele mele, nici nu sunt răstălmăcite, ci sunt cuvintele lui Iisus. Dar orice mlădiță care este în mine și aduce roadă, El o curățește să aducă și mai multă roadă. Știți că rămânerea noastră în mântuire și în Hristos este prin faptul dacă tu rodești. Rămânerea ta în Hristos și în mântuire se datorează și rodirii tale și rămânerii în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Mă rog ca Domnul să ne dea un duh de lumină și de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, ca sfârșit de alergare să dobândim viața veșnică. Amin. Să nu ne fi pomenit că am alergat degeaba, ne-am trudit degeaba, și să ne zică Domnul, cum a zis unei biserici din Apocalipsa, să merge numele și să trăiești, dar ești mort. Să te închini Domnului, să ai programe, să ai slujbe, să zici Domnul cu noi și Domnul era la ușa afară. De aceea a zis Îngerul Bisericii din Efes, întărește ce rămâne, ce este de moarte. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine. El va răsplăti fiecăruia după osteneala lui. Haideți să ne punem pe inimă în seara aceasta și în rugăciunea care vom face.
să luăm hotărâri noi. Doamne, ai fost în cercetarea vieții mele și n-ai găsit rodul plăcut. A fost un rod care sterpezez dinții. A fost un rod amar. În loc să-ți aduc bucurie, Doamne, numai eu și Tu știi taina vieții mele, ascunzișurile mele, duplicitatea mea. Și în loc să te bucuri de rodirea mea, te-am făcut să plângi. Doamne, iartă-mă! Doamne, îndură-te de mine, vreau să mă pocăiesc! Doamne, vreau să-mi schimb viața! Doamne, vreau să-mi dai un viitor și o nădejde! Vreau să-mi dai o viziune nouă! Vreau să-mi dai o viață nouă, o umbrare nouă, o vorbire nouă, o haină nouă. Domnul să se atingă de noi. Amin. Și să lase binecuvântare. Vă încredințez în mâna Domnului. El să vă dea biruință. Și săptămâna în care vom intra, să avem parte de binecuvântări cu Dumnezeu. Să umblăm în ape adânci. Și zic, Doamne, ajută-ne. Amin. Thank you.
Aleluia! Ți este dor?
Adevărul arată căci mult nu mai este. Așa era cuprinsă biserica din evrei. Și când a văzut Pavel, s-a oprit și a spus: hei, frați din evrei, mai este puțină vreme. Și cel ce vine, va veni și nu va zăpovi. Vino, Doamne Iisus. Noi așa trăim, parcă Domnul mai are să vie într-o mii de ani, frați și surori. Noi așa trebuie să trăim, ca și cum Domnul mâine ar veni. Ce faci ca împărăția lui Dumnezeu să vie în casa ta? Ce faci ca împărăția lui Dumnezeu să vie în inima ta? Doamne, ai milă de noi. Amin. Amin. Fugitiv. Era un gând, dar fugitiv. Arată Evanghelia că și Domnul iară trebuie să te puse prin Ierihon. Și aici mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune să înțelegem aspectele acestea. Și arată Evanghelia căci Zacheu, din pricina căci din nou mulțimea îl îmbulzea pe Domnul Iisus, știți ce zice acolo? Căci era mic de fugitiv. Tu cât ești în statura Duhului? I-am stat și am meditat și am cugetat în acest verset și în acest capitol în ceea ce privește starea lui Zacheu și am spus: Doamne, omul meu din lăuntru, la ce nivel este? Tot mici, tot pipernicit, tot copii, tot să ne împiedicăm din lucru în lucru, tot să ne dăm din frate în frate, să căutăm tot felul de motive ca biserica să nu înainteze, tot așa? Și am spus: Doamne, dă putere să cresc. Zacheu era mic. Și pentru că ce era mic, trebuia să se urce undeva. Ca să poată să-L primească pe Domnul Iisus. Domnul Iisus se oprește în dreptul celor ce vor să vadă. Tu vrei să-L vezi? Amin. Amin. Tu vrei să-L vezi? Amin. Amin. Dar întrebarea este, trebuie un dud să-L vezi? Trebuie undeva să te cocoțești să-L vezi pe Iisus? La Zacheu e trebuit. Să împrește Domnul în dreptul lui fugitiv. Și-o spus la che? Întrebarea mea este, n-a putut Domnul să vorbească cu Zacheu din dud? Era Dumnezeu în făptură, Iisus, nu? Fiul lui. N-avea această putere și menire să stea să spună: băi, Zacheu, ți-am văzut inima, văd că ai dorul să mă vezi, da, văd că ai dorință de mântuire. De ce l-a chemat Domnul jos? Te-ai întrebat vreodată? Domnul te cheamă să te dai jos. Amin. Să fii lângă el și aproape tine. Frate și soră, nu sus. Căci dacă ești sus în mândria și în starea omului și în poziția materială, ești cu atât mai mult mic în omul din lăuntru. Dar cu cât ești mai mare în omul din lăuntru, nu mai trebuie să te cocoțești undeva. Și aici sunt multe. Întrebarea este, unde ești? În dud sau lângă Domnul Iisus? Arată Evanghelia că-și Domnul l-a chemat. S-a dat jos și pe mine m-a frapat lucrul ăsta pentru că-și Domnul Iisus chiar dorise să intre în casa lui. Știți că asta Domnul vrea și în această seară? Aleluia! Ca să te dai jos. Ca Domnul să intre în casa ta. Aleluia, aleluia. Și-a intrat Domnul cu Zacheu la masă, în casă. Fugitiv. Și când și-a văzut Zacheu vinovăția, vine la Domnul Iisus și spune așa: dacă am năpăstuit pe cineva și jumătate din... Dar l-a întrebat Domnul Iisus ceva. Aleluia. Când Domnul este aproape și în casele noastre, ne vedem starea și vinovățiile și lucrurile care ne leagă. Doamne, lasă eliberare, Doamne. Și te-a întrebat pe cine ai năpăstuit? Ce ți-a cerut în jumătate din averi? Conștiința și harul lui Dumnezeu când te întâlnești cu El, dai tot ce ai. Tu cât dai Domnului? Te-ai întrebat vreodată pe câți frați ai năpăstuit? Bac o vorbă, bac o faptă, bac o minciună.
Știți că trebuie să pălătești înapoi de 4 ori? S-ai venit și te-ai pus într-o zi aici pe bancă și i-ai privit pe fratele tău mai înjosit, l-ai înjosit mai jos decât tine, înăpăstuit. Știți că pentru privirile acelea Domnul îți cere socoteală? Și va fi vai dacă trebuie să înăpăstuiești și să dai înapoi. S-ai pus întrebarea? În umbletul vieții, în trăirea ta, pe cât ți-ai înăpăstuit? Căci mai va fi când va trebui să dăm socoteală, ci să plătim. Doamne, fie-ți milă de noi! Amin! Jumătate din avere. Cât dai Domnului din timpul și din viața ta? Așa că cam este o problemă în ultima vreme când trebuie să ne băgăm ele prin buzunare. Și așa dăm parcă n-am dat. Așa m-a ajutat lucrarea, parcă n-am ajutat-o. Așa îmi face slujba, parcă... Cum stai înaintea Domnului? Cât dai pentru Domnul? Ajută-ne, Doamne, să dăm totul pentru tine, Doamne. Aleluia, aleluia, aleluia. Dumnezeu să aibă milă. Amin. Ca să ne punem în totul, în slujba Lui. Aleluia. Să fim cu totul pentru El. Aleluia. Și pentru împărăția și harul Lui. Și slava Lui. Glorie Domnului! Arată Evanghelia că Domnul se oprește în dreptul celor care au dor de închinare. Aminteam aici femeia cananeană care rămâne aici. Vine la Domnul Iisus și strigă după El. Domnul nu bagă în seamă, bas, ucenicii o ceartă. Și vine această femeie la Domnul Iisus și se aruncă în genunchi și se închină. Și ce a făcut Domnul atunci? S-a oprit și a avut milă de ea. Întrebarea este, ce închinare ai? Cum vii cu închinarea ta înaintea Domnului? Ai o închinare plăcută? Arată Evanghelia că în Samaria era o femeie care și avea o închinare. Ba mai mult știa că trebuia să vină Mesia. Ba o interesa și îi pusese Domnului o întrebare. Doamne, dar unde e adevărata închinare? În Ierusalim sau aici pe muntele lui Iacob? Întrebarea este, era o închinare plăcută Domnului a femeii samaritance? Nu. Domnul Iisus nu-i place închinări păcătoase. Nu, nu. Și o închinare în curăție, o închinare în sfințenie. Cum vii înaintea Domnului să te închini? Cum stai înaintea Domnului în închinarea ta? Arată Evanghelia și scoți și treci și închini. Încă un mod de închinare. Vine Abel și Cain și aduc o jertfă. Fiți atenți! Din acea jertfă, în Cain s-a stârnit o mânie, o ură. Știți din ce pricină? În pricină că jertfa lui Abel a fost ascultată și a fost primită și jertfa lui nu. Și așa a mers Cain în nebunia lui până când l-a omorât pe Abel. Știți că și de la jertfă pot ieși probleme? Și din închinare pot ieși probleme? Cum privești la închinarea fratelui tău? Cu mânie, cu ură, cu invidie? Iartă, Doamne Iisuse! Cum îți prinde bine când Domnul folosește pe frați? Să se umple inima de bucurie, tresare în tine sufletul de dorință ca întotdeauna prezența Domnului să însoțească robii săi? Ajută-și, Doamne! Sau tot? Doamne, fie-ți milă din Amin! Aleluia, aleluia! Și o închinare care Domnul privește cu bine. Arată Evanghelia căci Avram și-a luat fiul și-a urcat pe muntele Moria să aducă o jertfă.
să fac o închinare. Și știți cum a făcut Avram închinarea aceasta? Printr-o ardere de tot. Știți că cea mai bună și cea mai plăcută închinare când venim înaintea Domnului este arderea de tot? Aleluia! Tot ce eu să ardă. Tot ce sunt eu să ardă. Tot ce nu-i plăcut să ardă. Și atunci Domnul să vină cu prezența Lui peste jertfă. Slava Lui să se povidească. Ce închinare ai? Ca lui Avram? Sau ca celorlalți care am amintit? Haideți să ne punem înaintea Domnului să ne cercetăm. Amin, Domnule. Ce facă bunul Dumnezeu să avem o închinare după voia lui Dumnezeu. Amin. O închinare în care să fie prezent întotdeauna Dumnezeu. Amin. Și o închinare când Duhul lui Dumnezeu să fie întotdeauna peste noi și în noi. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Amin. Și să aducem cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Amin. Din toată inima. Printr-o închinare care să fie după placul celui care ne-a chemat la mântuire. Și să simțim unii cu alții. Să punem inimă și să avem în vedere pe cel nenorocit, pe cel lovit. Avem în vedere Ucraina. Morți, văduve, orfani, un zbuciun și o întristare de moarte. Haideți să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Ca pacea Lui să coboare aleluia, și peste Ucraina, și peste Rusia. Aleluia. Și harul Lui să dovedească peste aleluia noi mântuirea Lui. Amin. Amin. Yeah.
de minimile fiecăruia dintre noi. Amin. Este frumos, cum spunea și fiul lui Core, să locuiască frații împreună. Și ce dulce este. Amin. Și chiar de la început am văzut lucrul acesta la voi și mă bucur foarte mult. Slavă Domnului. Și ce mai face Dumnezeu, de fapt, cu noi când venim la biserică? Vorbește. În primul rând, El ne învață, ne sfătuiește și ne mustră. Pentru că spune proverbele că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și aceasta o face Dumnezeu prin trei surse. Prin Scriptură, prin Duhul Sfânt și prin frați. Și unul dintre frații care ne îndeamnă este fratele Petru, care ne-a lăsat scris în a doua epistola sa, capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Deci apostolul Petru i-a fost, să zicem așa, rușine să scrie întotdeauna aceleași lucruri. Pentru că, băi, este de folos, spunea el, să înștiințeze întotdeauna. De ce? Ca să le trezească mintea sănătoasă. Acum întrebarea este, dar cine are minte sănătoasă? Zice, băi, credincioșii, nu-i așa? Dar adevărul trist este că nu toți credincioșii au o minte sănătoasă, pentru că psalmistul ne spune în psalmul 111 cine dobândește de fapt această, spune așa, psalmul 111 cu versetul 10. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține veci. Deci, de unde vine această minte sănătoasă? Prin păzirea a fricii de Domnul. Și cum putem noi să păzim această, să zicem, frică de Domnul? Pentru că, uitați-vă, acum cu această situație, odată a venit pandemia, odată a venit războiul în Ucraina și oamenii au fost cuprinși de frică. Dar această frică a Domnului, aceasta o putem păzi cugetând la cuvântul Domnului. Pentru că atunci când cugetăm, noi de fapt cuvântul ne aduce în lumină ceea ce la Dumnezeu este plăcut și nu. Și ceea ce este la Dumnezeu plăcut, spune aici în continuare Apostolul Petru, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Care e porunca Domnului? Care a fost porunca care a lăsat Mântuitorul înainte de patimile sale ucenicilor? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu. Și spune apostolul Ioan în întâia sa epistolă că cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trece în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Vedem că Apostolul Ioan ne explică și mai bine ceea ce de fapt vrea Apostolul Petru, prin înștiințarea lui să spună, că, uitați-vă că Apostolul Ioan plasează, deci problema despre neprihănire în contextul iubirii de frați. Și interesant că el spune că oricine s-a născut din Dumnezeu nu păcătuiește în privința aceasta. De ce? Pentru că sămânța lui rămâne în el. Pentru că Dumnezeu este dragoste, ne spune el. Și cine s-a născut din Dumnezeu iubește pe fratele său. Pentru că spune Ioan că oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Că aici suntem toți de acord, foarte adevărat. Dar eu vă întreb, nu aceasta era și dorința fariseilor? Să trăiască în neprihănire? Foarte adevărat. Dar, uitați-vă că Apostolul Ioan pune punct și virgulă. Și când în gramatică spune punct și virgulă, înseamnă că urmează ceva care poate să răstoarne ceea ce era înainte. Și spune el, nici cine nu iubește pe fratele său. Deci, Apostolul Ioan spune clar. Deci, e bine să trăim în neprihănire,
dar și să iubim pe fratele nostru. Aceste două lucruri merg mână în mână. Nu poți să spui că trăiești în neprihănire, dar să nu iubești pe fratele tău. De fapt, Apostolul Ioan îi spune clar, aici nu merge cu părerea ale oamenilor, că știți, am feeling, ăla m-a căzut antipatic, ăla simpatic și așa mai departe. Și toți trebuie să ne iubim așa cum ne-a iubit Domnul Iisus. Eu vă întreb, Toma era cu întrebări, Filip cu necredințele lui, Petru cu ale lui, să zicem așa, era mai sanguinic el. Și pe toți Domnul Iisus a trebuit să învețe și a trebuit nevoie de răbdare. Dar ceea ce spuneam înainte, fariseii vroiau să trăiască neprihănire, dar vă întreb, iubeau pe fratele lor? Nu. Nu iubeau nici pe samaritean, nu iubeau nici pe galilean, nici măcar pe roman. Dar ceea ce, pentru că noi ne place să spunem despre Apostolul Ioan că este Apostolul Dragostei. Și este adevărat, dar când cugetăm și citim epistola sa, ne dăm seama realitatea că era un apostol mai dur, mai direct, mai sever cu frații. Și aceasta, mai ales în ce privește dragostea de frați, pentru că el a pățit-o pe pielea lui. Atunci când erau încă pe pământ cu Mântuitorul, a vrut să intre într-un sat al samaritenilor și aceia nu i-au lăsat. Și ce au zis ei doi? Adică Ioan cu Iacob, frate-su. Doamne, să ne rugăm să trimită Dumnezeu foc din cer ca pe vremea lui Ilie. Și s-a uitat Domnul Iisus și i-a mustrat aspru. Și ce le-a zis? Nu știți de ce duc? Sunteți călăuziți. Și Apostolul Ioan a băgat această mustrare, care a fost după voia lui Dumnezeu, și uitați-vă că lucrul acesta el îl punctează foarte sever în scrierele sale. Pentru că mai târziu el este singurul evanghelist care face acea mică, să zicem, dă acea mică informație despre cei 10 leproși. Când au venit singurul să se închine și să-i mulțumească lui Dumnezeu, el este singurul care scrie și el era samaritian, pentru că el a învățat. Și asta apoi ne spune și Apostolul Petru, adaugă și el în întâia sa epistolă și spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Punct. Și foarte adevărat, vedem cum toate lucrurile merg din zi în zi mai rău. Pentru că spune Apostolul Ioan clar, lumea zace în cel rău și când omul se îndepărtează, știm bine care sunt consecințele. Dar totuși continuă Apostolul Petru și spune: fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și mă bucur că o faceți. Domnul să vă întărească și să continuați tot așa. Dar spune el, mai presus de toate. Există un mai presus decât a fi înțelept și a veghea în vederea rugăciunii, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și aici spunea psalmistul în psalmul cel mai lung, mi-aduc aminte când eram mai tânăr, mi-era tare greu să-l citesc, mai ales că era așa de lung și mă plictiseam, dar acum îmi dau seama că acel psalm este într-adevăr o comoară de învățătură. Și spune el așa în psalmul 119, versetul 78: să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Atunci când te gândești adânc la poruncile lui Dumnezeu, mai ales la această poruncă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, ne aducem aminte de fapt cum ne-a iubit Hristos pe noi. Și atunci spune Apostolul Ioan un lucru și spune așa: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Deci el spune aici că trebuie, nu dacă vrei, dacă îți convine sau nu. Și în cea mai veche versiune a Bibliei scrisă în limba română, cea din 1688, scrisă pe vremea lui Șerban Cantacuzino, spune acolo că iaste datoriu, adică este dator să crească cum a trăit el, adică Iisus. Pentru că nimeni nu ne place să avem datorii. Dar când ne dăm seama ceea ce a făcut Iisus pentru noi, această datorie o luăm cu bucurie. Pentru că Domnul Iisus spunea, voi trebuie să spuneți așa, suntem niște robi netrebnici, am făcut ceea ce era
dator să facem și Doamne ajută-ne să o facem. Amin. Pentru că atunci când cugetăm adânc, atunci și dragostea noastră devine tot mai mare. Și cum spune aici, dragostea acoperă sumedenie de păcate. Păi dacă eu cuget superficial și au așa, nu în serios cuvântul lui Dumnezeu, nici dragostea mea nu va fi adâncă și în stare să acopere toate greșelile. Pentru că spune Proverbe, cartea Proverbelor, că mândria atâță numai certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne! S-a vorbit mult în pandemia asta despre valuri și valuri și Doamne, ajută-ne ca valul dragostei să fie cât mai mare, încât să acopere orice înălțime de răutate, de supărare și alte stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Pentru că apostolul Iuda ne trage atenția în privința aceasta și spune așa: cum vă spuneau că în vremurile, adică apostolii Domnului, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Și tocmai dezbinarea este o lucrare a diavolului care caută să o pună în biserica lui Dumnezeu. Mai ales când vede că biserica devine tot mai închegată, tot mai și ați văzut, nu? Când un zid, toate pietrele sunt puse bine și e foarte rezistent. Dar când începe să fie fisuri, crăpături, asta vrea cel rău. Și închei cu ceea ce spune Proverbele și spune așa, Proverbe capitolul 6 și spune Solomon: șase lucruri răște Domnul și chiar șapte sunt urâte și ultimul dintre care este și cel ce stârnește certuri între frații. Și acum ceea ce ne învață, ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu este să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și a iubit pe-a săi până la capăt. Și haideți în rugăciunea aceasta să ne rugăm, să nu ne fie prea greu, să ne rugăm: Doamne, ajută-ne să crească tot mai mult dragostea de frați în inimile noastre. Doamne, ajută-ne ca dragostea noastră să fie adâncă, nu superficială, ca să poată acoperi toate lucrurile. Și nu numai să le acopere, ci și să le șteargă în urma Lui. Și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ferească această biserică de dezbinări. Amin. Amin. Și să ne rugăm pentru unitatea care este în sunul bisericii, ajută, dar și pentru slujitori. Amin. Ca și ei să fie uniți și să lucreze mână-mână. Și ei, toată biserica să se bucure. Vă rog să vă ridicați în picioare și să intrăm în rugăciune. Să vă sare se îndește solul celui necurat. Să
aproape din Iisus.
azi în vremea așteptării, azi când timpul e pe sfârșit, pocăința nu se vede. Cei mai sfinți au adormit. Stau bolnavii de macabă al gândriei paravan, doar din inima de carne s-a făcut un bolovan. Stau și dorm în adunare, ca pe paturi, dorm și visează, dar cuvântul ce e vestit, cu nimic nu-i deranjează. Poți să spui tu despre Domnul, poți să spui de pocăință, ei tot dorm, dar în aceasta ești arată de credința. Frate, când îl vezi pe câte unul ca doarme lângă tine, tu trezește-l, scoală frate, să nu dormi, că e o rușine. Aleluia! N-aș ști că Iisus Domnul toată ziua a predicat, iar noaptea în rugăciune pe munte și-o petrecea? Pavel să-și câștige hrana, toată noaptea a muncit. Ziua întreagă până seara, Evanghelia a vestit. Astăzi este al nostru ratul. Ne-a cinstit cu case bune și cu o mobilă frumoasă și cu căști de rugăciune. Ne-a cinstit nu ca pe Iacov ca să doarmă pe un pietroi, nici așa ca și pe Iov ca să doarmă pe o grămadă de gunoi. Ne-a cinstit cu paturi bune și cu canapele foarte moi. De aceea te întreb, de ce stai aici așa tare pe încovoi? N-ai tu casă? N-ai tu paturi? N-ai tu perne și fotolii să te culci? Ori inimioara îți spune să nu stai mult pe ele, că le strici. Dacă totuși n-am dreptate de părerea mea de tine, te întreb, de ce stai și dormi în locașul de rugăciune? Tu creștine, tu acela care ai fost tras pe plug, tu acel ce cunoști harul și ai pus mâinile pe plug, ți așa inima îți veghează, tu așa îi slujești cu oameni când Domnul te cercetează? Ah, ce pocăință slabă! Ah, ce mare nepăsare ca să dormi când e vorba de a Domnului lucrare! Trezire, trezire, strigă Duhul Sfânt prin vase! Trezește-te pe cel ce dormi la adunare, că sfârșitul e aproape! Hai, Davino, intră! Intră în jugul lui Hristos! Dezbrăcare frântă mie, dă-ți mahrama veche jos. Fraților, luați aminte, nu ca aceia care dorm, la cuvântul Aleluia, să-L slăbim pe al nostru Domn. Să-i aducem o sanare, căci doar El ne-a scos din timp. Să strigăm zicând, o seana, până veci de veci. Amin. Deci de el, cu el în cer.
Această dimineață, dacă am venit în locul acesta, vrem să lăudăm din toată inima. Amin. Zeșteți piciorul că intru în casa lui Dumnezeu. Apropie-te să asculți decât să aduce ca nebunilor. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vrem să ascultăm de El, vrem să lăudăm, vrem să înălțăm numele Lui, pentru că El este vrednic să primească toată cinstea, toată slava, închinarea noastră. Orice din lângă celor din cerul, de pe pământ, de sub pământ, să se plece înaintea Lui și orice cură să mărturisească că El este Domnul. Lăudați să fie numele Său. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice înălțime, este Domnul nostru. Vitează în luptă care a biruit și a zdrobit capul șarpelui. Și acum e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Lăudați să fie numele Lui. Aș dori în această rugăciune să ne rugăm pentru cei ce trec prin necazuri, prin suferință, prin încercări. Dumnezeu să se îndure și psalmistul spunea aici în psalmul 71 care s-a citit versetul 20, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri. Vedeți? Dumnezeu îngăduie încercări, necazuri, nenorociri. Dumnezeu face pe om să treacă pe acolo. Dar care e atitudinea noastră când fratele nostru trece prin necaz? Când o familie trece prin necaz, prin nenorocire, ce facem noi? Atunci când este cineva încercat, nu-i doar el încercat, ci Dumnezeu vrea să vadă atitudinea celor din jurul lui. Ce vor face ei? Pune cuvântul lui Dumnezeu, bucurați-vă cu cei ce se bucură, dar plângeți cu cei ce plâng. Dumnezeu să aibă milă. Cheamă-mă în ziua necazului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu te voi izbăvi. Iar tu vei uita, nu vei zice nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu, mă vei proslăvi, lăudați să fie numele Domnului. Uităm lucrul acesta de multe ori, aduceți-vă aminte de cei 10 leproși care le-a spus Mântuitorul, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, ei au fost vindecați. S-au uitat la pielea lor, la trupul lor și au văzut că a dispărut lepra. Câtă bucurie era, nu? Din nou în mijlocul familiei, din nou în mijlocul societății, din nou putea să strângă copilul în brațe, din nou putea să strângă soția în brațe. Erau izolați, lepra aceasta te izola de familie, te izola de societate. Trebuia să strigi necurat, necurat, Dumnezeu.
aibă milă de noi. Amin. Și când s-au văzut vindecat unul, s-a oprit și a venit în fire și a zis: asta e puterea lui Dumnezeu, asta e îndurarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu se atingea de mine, eu rămâneam cu lepră, din nou departe de familie, din nou departe de copii, de soție. Și a zis: nu este drept să mă duc acasă, ci mă întorc înapoi și vreau să-i mulțumesc. S-a întors și Domnul Iisus Hristos cumva s-a uitat și a zis: nu, 10 au fost vindecați, uite, e doar unul singur care s-a întors să mulțumească. Era un străin, era un samaritean. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Când Dumnezeu ne vindecă, când Dumnezeu face o lucrare, noi suntem datori să-L proslăvim. Amin. Să mărturisim, să-I mulțumim, pentru că El face lucrarea aceasta. Și atunci, dacă noi facem lucrul acesta, Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Și te va vindeca, te va întări, va binecuvânta familia. Dar dacă tăcem, Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri. Dumnezeu să ne ajute ca în necazuri, în nenorociri, să nu alergăm la oameni, ci să alergăm la Domnul care ne poate izbăvi, care ne poate ajuta, care ne poate sprijini. De aceea Dumnezeu ne trece prin necazuri ca să vadă Dumnezeu unde alergăm și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ion, în capitolul 16, cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, lăudați să fie numele Domnului. Pe pământ aici Dumnezeu n-a promis că vom fi fiecare zi fericiți. Chiar ucenicilor le-a spus că veți fi în necazuri, veți fi scoți din sinagogi, veți fi bătuți, veți fi omorâți, dar îndrăzniți că eu am biruit. Eu am biruit necazul, eu am biruit ispita și El este Cel care ne încurajează ca să îndrăznim la El, lăuda să fie numele Domnului. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să nu descurajăm în mijlocul cu necazul. Pentru că Dumnezeu prin necaz poate vrea să-ți îndrepte viața, vrea să-ți îndrepte familia, vrea să te ducă pe o cale bună. Spunea psalmistul: Doamne, vezi, dacă nu sunt pe o cale bună, Tu mă pe calea veșniciei. Și sunt unii oameni care doar prin necaz Dumnezeu poate să-i aducă pe calea veșniciei. Pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și Dumnezeu prin necaz, prin suferință, prin încercare, Dumnezeu este Cel care trezește pe om. Punea într-o împrejurare Ezechia: bine ai făcut că m-ai trecut prin necaz, pentru că mi-ai mântuit sufletul, lăudat să fie numele Domnului. Dar în această dimineață, noi care suntem aici și Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat bucurie, ne-a dat îndurare, ce facem noi? Care e atitudinea noastră față de cei care sunt în necaz? Voi știți că când poporul lui Israel a ieșit din țara Egiptului și în călătoria lor, au fost două tipuri de oameni. Unii oameni i-au ieșit înainte cu pâine și cu apă. Privit Dumnezeu din cer, s-a bucurat Dumnezeu. Iar alții, aduți aminte de poporul amaleciți, care venea în spatele poporului și pe cei slabi, pe cei care nu puteau înainta, îi omoreau, îi atacau și Dumnezeu a privit din cer, s-a întristat Dumnezeu. Dar la final Dumnezeu a răsplătit și amaleciților și celor care au ieșit cu apă și cu pâine la ei. Dumnezeu să aibă milă. Cum suntem noi? Ce atitudine avem noi în ziua necazului, când fratele nostru, când familie trec prin încercări, ce facem noi? Stăm nepăsători? Venim cu judecată? Punem așa, i-a trebuit? Venim și lovim acolo unde este punctul mai slab? Sau venim cu pâine, cu apă? Dumnezeu să fie lăudat! Dumnezeu să fie proslăvit! Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de cei care sunt în necaz. Fratele Iacov conduce pe ultimul drum pe mama lui. Dumnezeu să mâncă-i familia aceasta. E grea despărțirea, e durere, se rupe ceva din noi. Dar Dumnezeu să mâncă-i familia aceasta, să-i întărească. Cei care mai aveți părinți în viață, cinstiți, sunați-i. Vorbiți cu ei, pentru că sunt nopți cu care părinții nu dorm când copilul e bolnav, când au fost mici, părinți care s-au sacrificat, s-au jertfit pentru voi. Poate sunt cu durere, spun, tineri care poate n-au dat un telefon, care nu-i pasă, care au spurat, dacă vreți, din cuibul
Iertați-i, părinți, că-ți înaintați în vârstă, că-ți mai bătrâni. Dumnezeu să aibă milă de noi. Cinstește pe mama ta și pe tatăl tău. Asta e porunca lui Dumnezeu. Asta voia, e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure. Este un copil bolnav, care e în spital, care doctorii nu-i dau nicio șansă. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure. Să lase Dumnezeu vindecare. Să nu uităm de poporul ucrainean care astăzi trec ei, poate mâine noi trecem prin necaz, prin suferință. Oameni care sunt lăcrimați, am văzut oameni care plini. Oameni care sunt plini de durere trebuie să-și părăsească casa, locuința și trebuie să plece undeva unde nu știu unde să ajungă. Tu ești aici în dimineața aceasta. De ce ești în Austria, m-am întrebat, Doamne, de ce ai trimis poporul român în Austria? Să facă bani, să facă case, averi? Și de ce l-a trimis Dumnezeu pe Iosif în Egipt? Nu să fie faima Egiptului, ci trebuia într-o zi să salveze poporul lui. Pentru o zi când trebuia să le dea pâine poporului său, să-i scape de foame, Dumnezeu să aibă milă. Și aceea l-a trimis Dumnezeu pe Iosif. Ne-a trimis Dumnezeu aici să întindem o mână. Pentru că Dumnezeu vedea vremurile care vor veni și te-a binecuvântat ca să întinzi o mână, celul, să dai o pâine, o bucată de pâine, apă celor care vin din necaz. Dumnezeu să se îndure. Vorbeam cu fratele Iulian că am vorbit cu păstorul Simi Bumba, poate mulți îl știți, din Marea Mureș, care are o legătură strânsă cu Ucraina, care misiona acolo și îl întrebam și spunea că frații din satul Marea Zi, dacă mai sunt, sunt dispus să primească refugiați. Și spunea că ei s-au organizat foarte bine, au pus casele lor la dispoziție, au pus, dacă vreți, mașinile lor, au pus, dacă vreți, selile lor unde țineau curs cu copiii și alte lucruri, cămine și alte lucruri și sunt bine organizat. Dar spunea el, dacă vreți să ne ajutați, puteți să ne ajutați financiar, că vin oameni, noi ne ocupăm de hrana lor, așa cum putem, s-au pus familie, dar vin oameni care vor să plece de aici, ei vor un timp stau acolo și vor să plece și le trebuie bani de drum, bani de haine ca să poată să plece. Alții pleacă, dacă vreți, în Germania, în Franța, în Italia, în Austria și le trebuie bani de drum, le trebuie ajutor financiar. Dumnezeu să se îndure. Am vorbit cu fratele Iulian, el o să prezinte cum, dacă o să fie o colectă sau cum o să fie, dar haide să întindem mâna. Pentru că Dumnezeu, știți ce face? Dumnezeu, izvorul acela care curge mai departe, e un izvor curat. Ați văzut apa aceea stătătoare? Când adune, aia miros e greu. Lacurile aceia care stau acolo se fac broaște. Acolo e miros e greu, e apă murdară. Dar izvorul ăla care curge, ăla nu seacă niciodată și ăla merge mai departe. Și de aceea ne-a binecuvântat Dumnezeu când tu dai mai departe și izvorul tău tot mai curat este. Lăudat să fie numele Domnului, Dumnezeu să fie lăudat. M-am gândit la psalmistul care într-o împrejurare aducea aici și spunea despre fericire și spunea în cuvântul lui Dumnezeu, auziți în psalmul 41, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul păzește și îl ține în viață, el este fericit pe pământ și nu lasă la bun placa vrăjmașilor lui. Domnul sprijină când este pe patul de suferință și ușurez durerile în toate bolile lui. Dumnezeu să aibă milă. Când întinzi mâna și ajuți un sărac, ții milă de orfan, de văduvă. Ajunge ziua necazului și în casa ta și în casa mea. Pentru că pe pământ avem necazuri, dar e deosebire pentru că când ești bolnav, așa e că aștepți să te se usureze durerea. Auziți? Omul e fericit cel ce îngrijește de sărac. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu atunci când ești acolo pe patul de suferință, când ai o durere, când ai o suferință, își aduce Dumnezeu aminte că într-o zi ai întins mâna spre cel sărac. Ai fost un ajutor pentru văduvă, un ajutor pentru orfan. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și Dumnezeu dă biruință. Știți când a fost Ezechia pe patul de moarte? Și ce a zis Ezechia? Doamne, adu-ți aminte! Când tinerețe am făcut ceva pentru tine, am luptat pentru numele tău, pentru lucrarea ta și Dumnezeu, știți, scurtă rugăciune a fost, dar a fost cu lacrimi și o rugăciune adevărată, pentru că nu poți să spui la Dumnezeu ceea ce n-ai făcut.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia a vărsat multe lacrimi și n-a reușit prorocul să iasă. A ieșit doar în curte, n-a reușit să plece din curtea lui Ezechia când Dumnezeu i-a spus, du-te înapoi, pentru că vreau să-i mai dau încă 15 ani să adaug la viața lui. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vrem ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrem să ducem înainte Domnului pe fratele Teofil. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndură de el, de familia lui. Vrem să ne rugăm pentru cei care poate să mijlocul războiului în Ucraina, care plin și așteaptă îndurarea lor. Poate tu pleci în această dimineață la o masă caldă, undeva pe o saltea moale, ești undeva pe subteranul, în bunkere. E frig acum încă, fraților. Sunt copii, de aceea spunea cu cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă ca necazul, ca războiul, să nu vină iarna, e greu iarna. Au trecut niște oameni peste munți iarna aceasta, au fugit, au zis că e zăpadă mare, au fost digerat gura lor, nasul lor. Au zis că e foarte greu, uși când e frig, Dumnezeu să întărească. Avem frați, avem surori în Ucraina care poate n-au cu ce să iasă de acolo, dar ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i întărească, să-i păzească Dumnezeu. Avem mărturii vii, bătrâni, frații noștri veterani de război care au venit din război teferi. Au fost hainele lor rupte, dacă vreți, de gloanțe, perforate de gloanțe, dar au venit teferi pentru că Dumnezeu a ținut mâna lui și i-a protejat, lăudat să fie numele Domnului. Dacă aveți calde cu... Haideți să aducem înaintea lui Dumnezeu, să începem cu partea fratelor și cu partea surorilor și... Thank you.
să ne luăm în viața noastră și să ne putem asemăna mai mult cu Domnul. Amin. Aș vrea ca să facem o rugăciune, fiind prima rugăciune, aș vrea să ne rugăm o rugăciune de mărturisire. Dar aici spune cuvântul Domnului, Domnul citind, mai exact în versetul 23. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Noi știm că în Golgota Domnul a izbăvit inima noastră și vina păcatului nostru e iertată prin credința în Domnul Iisus. În harul care îl avem, am primit îndurarea aceasta, să putem să venim înaintea Domnului și să-L lăudăm. Aș vrea că să uităm la câteva beneficii pe care le are lauda. Dar atunci când inima noastră e așa cum o vrea Domnul, e binecuvântarea care coboară din cer pentru peste noi, în primul rând, peste preoția care o avem, fiecare în parte și după aceea peste casa, lucrarea care suntem lui Dumnezeu. Atunci când s-a purtat un cântăreț în Israel, pentru că împăratul era chinuit un duh trimis de Domnul, la fel și inima noastră. De multe ori, prin ceea ce vedem, prin ceea ce privim, prin atitudinea noastră, sunt duhuri care răvășesc Duhul nostru, sufletul nostru. Dar în momentele acelea, cred că, dincolo de toate lucrurile, în legătura cu un Domn, cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este obstrucționată. Cred că lauda este cea care aduce binecuvântarea fiecărui inimi înaintea Domnului Iisus. Pentru că unul dintre apropiații lui Saul a spus, a văzut și a priceput și a spus, eu cunosc un om care știe să cânte bine. Și după aceea vorbește cu multe calități despre care spune aici. Aș vrea ca să citim din 1 Samuel, capitolul 16, versetul 18. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betlehemitul, care știe să cânte. El este un om tare și bunic. Un războinic vorbește bine. Este frumos la chip și Domnul, cel mai important, și Domnul este cu el. Vedeți, toate lucrurile sunt ștampilate, sunt închise, sunt puse în acest har, în această pecete. Domnul este cu el. Atunci când inima noastră, când închinarea noastră, proslăvește pe Dumnezeu, e lucrarea care aduce inimii noastre certitudinea aceasta. Pentru că Dumnezeu este cu cel a cărui inimă se teme de El. Pentru că, în adevăr, cred că Dumnezeu este cel care aduce inimii care se teme, care se pleacă în umilință. Binecuvântarea lui care aduce izbăvirea pentru fiecare inimă. În Psalmul 14 spune, Psalmistul vorbește și spune, eu stric, vorbește despre luptă, despre vrăjmaș, despre multă împotrivire. El spune, eu stric, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmaș. Dacă luăm motamul, lăudat să fie Domnul, este un aleluia. Pentru că așa vine, laudă și iahve. Sunt două cuvinte compuse în evreiește. Dar atunci când proslăvirea aceasta duce inimii noastre rezolvarea, aș vrea să ne uităm în Fapte 16, atunci când după o lucrare benefică făcută unor oameni făcută cetății, apostolul Pavel spune că se duceau la un loc de închinare și după ei s-au luat o femeie. A fost lucrarea de liberare și au fost băgați în temniță. Și spune că pe la miezul nopții ei se tânguiau, nu, ei cântau cântări de laudă. Și atunci când lauzi pe Domnul, iar așa, se ridică iarăși aleluia. Înspre gloria Domnului. Și spune că Dumnezeu a auzit și ce-a făcut? Bine, pe lângă că cei întemnițați ascultau și auzeau, plus că temnicerul auzea cântările de laude, Dumnezeu a clătinat și a făcut să se desfacă legăturile figurile. Și atunci temnicerul a fost pur și simplu străpus de cântare, străpus de vestea care a fost adusă, dar mai mult că atât. A văzut că lucrările lui Dumnezeu s-au împlinit și orizontal. Pentru că niciunul din cei întemnițați n-au fugit. Au fost toți acolo.
și proslăvirea aceasta laude lui Dumnezeu. Deci ca casa aceea, după ce am găsit versetul, face ca casa, toată casa lui să, se, să fie mântuită. Pentru, de ce? Pentru că Dumnezeu v-a lăudat. Și atunci când inima noastră îl laudă pe Dumnezeu, e proslăvirea care aduce vieții noastre binecuvântarea biblioteței. Dacă ne uităm, atunci când, în 2 Cronici, atunci când poporul Israel a avut de luptat cu mulțime foarte mare. În 2 Cronici 20. Versetul 22. Au fost aproape 1 milion de, de luptători, de oameni. Și împăratul Iosafat a văzut că nu poate. Dar Domnul a spus, pune înaintea luptătorilor leviții îmbrăcați cu haine sfinte și cu arpe. Și atunci spune, ei să pornească să laude pe Domnul. Și spune aici în versetul 22, în clipa când au început cântările și laudele Domnului, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și Moab și împotriva tuturor celor de muntele Seir. După aceea spune că s-au luptat unul cu alții și i-au urmat și au stâns prada. Atunci când laudele Domnului sunt proslăvite, e lucrarea care duce libertate, aduce biruință în luptă. Și cred că Dumnezeu cel care e proslăvit când inima noastră laudă pe Dumnezeu, când inima noastră proslăvește pe cel înălțat. Chiar dacă nu vedem pe orizontală, sunt toate lucrurile blocate, obstrucționate și nu vedem nicio ieșire. În momentul când laudăm pe Dumnezeu, la fel cum spune și istoricul, în momentul când se înalță laudă Dumnezeu, Dumnezeu pune o pândă, Dumnezeu face o lucrare de izbăvire, Dumnezeu știe cum, are o sumedenie de metode și Dumnezeu îi proslăvim, la fel cu inima noastră, atunci când apasă peste noi, diferit de povești, diferit de gânduri, diferit de atitudini, care n-au plăcut Domnului, care n-au plăcut Duhului nostru, care e întristat, în momentul laudei, în momentul când ne deschidem inima și proslăvim pe Dumnezeu, Dumnezeu cel care aduce libertate și slavă, Dumnezeu cel care dăruiește în har și pune binecuvântarea sfântă peste inimă. Am uitat, mi-a ieșit un gând din inimă atunci când după ce a ieșit Domnul Iisus, după ce a stat cu ucenicii la cină, nu scapă referința, când a stat cu ucenicii la cină și după ce a fost toată lucrarea împlinită, după ce s-a descoperit vânzătorul, după ce Domnul Iisus a spus la ucenicilor, spune că au ieșit în grădină, dar înainte să iasă, spune, au cântat cântările de laudă și au ieșit în grădină, unde Domnul Iisus a avut mult de dus, multă greutate, multă povară. Dar atunci când binecuvântarea e împletită cu laudă, e inima care se înalță înspre Dumnezeu, oricât de greu ar fi. Aș vrea ca să avem pe inima atitudinea aceasta și oricând lăudăm pe Dumnezeu, să credem în inima noastră să crească mântuirea, Dumnezeu să fie proslăvit și toate lucrurile suntem proslăviți în lucrare, în biserică și în familie. Dumnezeu să fie înălțat. Thank you.
să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță mărimea mea, întoarce-te și mângăie-mă din nou și te voi lăuda în sune de alăută. Îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu harfa Sfântului Israel. Acum vă rog să fiți atenți la acest verset, cât de frumos spune. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Și limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, că știi ce-mi caută pierzarea, sunt rușinați și roșii de rușine, slăvit să fie Domnul. Haideți să plecăm capetele și cu bucuria pe buze să venim înaintea Domnului.